Victimele violenței domestice vor beneficia de ordine de protecție prelungite. Guvernul a aprobat proiectul în ceea ce privește aplicarea ordinului, oricui indiferent de locul agresiunii sau de calitatea agresorului. Practic, prin acest proiect se va extinde ordinul de protecție la toate categoriile de victime care au nevoie de protecție și la toate formele de violență, indiferent de relația care există între victimă și agresor. Ordinul de protecție va fi extins la toate victimele și va putea viza toate formele de violență. Prin acest proiect este reglementat ordinul de protecție similar celui pentru violența domestică, deoarece în legislația pentru victimele violențelor, altele decât cele din sfera domestică, exista doar protecție penală. Victima va fi protejată indiferent cine este agresorul. Prin această lege extindem ordinul de protecție la toate victimele care au nevoie de protecție în urma tuturor formelor de violență, indiferent de relația care există între victimă și agresor, a explicat ministrul Justiției Alina Gorghiu. De asemenea, a fost extinsă de la 6 luni la 1 an durata pentru care poate fi emis ordinul de protecție, precum și instituirea asistenței juridice obligatorii și în faza de apel, în cazul persoanei care solicită ordinul de protecție. S-a intervenit și de această dată din punct de vedere legislativ și vorbim despre două aspecte. Unul privește faptul că ordine de protecție vor fi emise pe perioada de 5 zile de către polițist în măsura în care constată că cineva a fost victima unor violențe fizice sau psihice. Și cel doilea aspect se referă la faptul că limitarea de 6 luni va fi extinsă la 12 luni. Deci o persoană care va obține un astfel de ordin de protecție, de această dată se va putea obține de la instanță pe o perioadă de 12 luni. Se va putea interveni nu doar în cazul violențelor fizice, ci și acolo unde sunt acte de hărțuire online, apeluri telefonice și alte acte de violență. Evident că vorbim și de o extindere a domeniului de aplicare, în sensul că până acum acest aspect era reglementat doar în ceea ce privește violența domestică. De această dată, extinderea privește toate tipurile de violență, inclusiv agresarea unei persoane la telefon, în mediul online sau supravegherea unui domiciliu. În urma aprobării de către guvern, proiectul de act normativ va parcurge procedura în vederea adoptării, urmând să intre în vigoare în termen de 180 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.